Cu numărul 1 reac fiș de lucru. Așa, mă luăm numărul. 1. A aparține lui N. Și B mare aparține lui Z. B mic, B mic. B mic aparține Z minus N. B mic aparține Z minus N. Să se scrie sub formă mai simplă expresie. Radical din 25 a pătrat minus radical mare din B pătrat minus supra 4 optele minus 2. Da. Minus radical din 2a plus 1 totul la 2 minus radical din B minus a totul la 2 egal cu radical din 25 a pătrat este 5 al modul. 5 modul de a. Da. Sau, de fapt, el e modul de 5 a, nu? Da. Și ne putem scoate pe 5 afară. Și poți să zici 5 modul de a. Minus 2. B. Modul de B. Modul de B. Supra radical din 4 minus 2. Da. Plus 2a plus. Plus 2a plus 1. Nu, nu, ai să văd cred că un termen. Asta de aici. Pune aici plus. Radical din 1 supra plus 1 supra 1. Așa. Plus. Aici, minus, minus, da. Minus, ca să, minus modul de 2 plus 1, da? Da. Plus, sau plus, da. Minus modul de B minus A. Așa. Plus 1 supra radical din A plus 1 totul la 2, minus 2. Acum, treaba era mult mai simplu dacă noi interveneam direct asupra lui 1 supra A plus 1 totul la minus 2. Cât ar veni 1 supra A plus 1 totul la minus 2? Ia să scriem separat. Deci 1 supra A plus 1 totul la minus 2. Este egal cu? A plus 1 totul la 2. Egal cu A plus 1 totul la 2. Definiția zice clar, A la minus N, nu supra la N. Și atunci, în loc să scriu această expresie, taină, eu ar trebui să scriu mai simplu ca radical din A plus 1 totul la 2. Egal cu 5 modul din A. Așa. Minus modul de B ori. Modul de B ori 4. 4, da. B ori 4, sau 4 modul de B. Da. Minus 2A plus 1 modul, minus B minus A modul, plus A plus 1 modul. Este egal cu, egal cu. Ce faci în el? Păi nu, ne gândim ce înseamnă. A e în el, da? Înseamnă 5A. 5A, modul de A e în el, da? Minus. A, așa. 4B minus 4 adică minus, minus 4B plus 4B așa, în loc, hai să scriem așa, minus 4 dar nu B, minus 4 ori minus B, ca să să vedem clar că modul de B de fapt este minus B, deci minus 4 ori minus B, da, punem o paranteză acolo mai departe minus 2A minus 1 minus da minus, minus paranteză, paranteză B, minus, minus paranteză B. 2A plus 1 minus, hai să punem așa, minus paranteză 2A plus 1 asta da. Apare clară valoarea ție și ție mai ușor la corectat minus A minus așa, B păi ia să ne vedem B minus A, ce fel de număr este? Negativ sau pozitiv? E... păi B este număr întreg mai puțin natural deci B e negativ și A este număr natural, nu? Da. Și atunci minus A este tot negativ, nu?
Și atunci B minus A este negativ, nu? Și atunci modul de B minus A este, cum ai zis tu, A minus B, nu? Da. Minus B plus A. Sau A minus B. Bun. Și egal. Sau plus A plus 1. Așa, plus, mai este, plus A plus 1. Așa, este egal cu 5A plus minus 4B. Plus 4B. Exact, este plus 4 pe lângă minus B. Nu, e plus 4B, da? Direct. 5A plus, că vine minus ori minus, da? Da. 5A plus 4B. Minus 2A minus 1. Așa. Minus A plus B. Așa. Plus A plus 1. Așa. Exact. Minus A cu plus A. Da. Rămâne... Minus 1 cu plus 1. Da, minus 1 cu plus 1, 3A. Așa. Plus 5B. Așa, 3A plus 5B. Bun, exercițiul 2. Se știe că minus 2 mai mic sau egal decât B, mai mic sau egal ca minus 1. Trebuie să rezolvăm următoarea relație. Să rezolvăm următoarea ecuație. Radical din B plus 1 tot la a doua. Minus radical din B plus 2 totul la 2. Plus radical din 3 minus 2B totul la 3 a 2. 3 minus 2B. Totul la 3 a 2. Să fie egal cu radical din B minus 3 totul la 2. Echivalent cu... radical de B plus 1 totul a doua este B plus 1 în modul. Nu vreau așa. Hai să aplicăm proprietatea din aproape în aproape. Tu l-ai făcut prea deodată. Înțelegi? Făcându-le prea deodată, profesorul acela care are 200 teze înaintea ta de corectare, tu îl pui să facă un calcul mai mult decât trebuie. Rezolvarea ta trebuie să fie o rezolvare ușoară. Nu trebuie să fie o rezolvare din două vorbe și trei. Scrie un pic mai mult, pentru că și ție îți vine ușor la verificat. Și o corectare ușoară la o teză înseamnă nota mai mare. O corectare greoaie înseamnă nota mai mică, să știi o treabă. Da? Și vreau să văd o proprietate, un modul, de exemplu. Așa. Să știi că nu nicio... Până pauză, da? Și zicem. Radical din... B plus 1 totul la a doua vine... modul vreau. Modul de B plus 1. Vreau să văd scris mai mult. Da? Pentru că vreau proprietatea să apară clar că radical din x pătrat egal cu modul de x. Mai departe. Minus. Modul de aici B plus 1 totul la a doua. Modul. Nu. Stai un pic. Este radical din B plus 1 totul la a doua. Da. Și asta cu bine. Păi... Radical din modul de B plus 1... Nu vine radical. Proprietatea zice așa, radical din x pătrat. Scrie proprietatea. Radical din x pătrat. Egal cu modul de x. Da. Proprietatea asta o aplic. Adică radical din B plus 1 totul la a doua, egal, care? Modul de B plus 1. Deci așa vreau să văd, da? Da. Ca să apară clar proprietatea care am aplicat. Minus. Tu poți să zici înainte de asta, poți să zici... Aplicăm proprietatea radical din x pătrat egal cu modul de x. Oricare ar fi x, numărea. Da? Bun. Ecuația devine. Ce zice? Modul de B plus 1. Minus. Minus modul de B plus 2. Așa. Plus modul de 3 minus 2B egal cu modul de B minus 3. Așa. Bun. Acum, hai să folosim relația care mi se dă. Și anume, faptul că minus 2 mai mic sau egal decât B mai mic sau egal ca minus 1. Ce înseamnă asta? Că B este aparține de Z minus N? Nu, asta poate să fie linear, deci nu. Înseamnă, ia să ne gândim, cum este B plus 2? La ce mă ajută relația asta? Ca să stabilesc cum este fiecare expresie din modul. Cum este B plus 1? Cum este B plus 2? Cum este 3 minus 2B? Da, cum este B minus 3? Eu dacă vrei pot să stabilesc până și o definiție. Da? Ia să zicem. Aplică. Scriem definițiile pentru fiecare modul. Ia scriem așa. Scriem definițiile modului.
Ce zice? Modul de B plus 1 este egal cu cine? Egal cu A curată. Și zicem, B plus 1 egal cu B plus 1 mai mare se egal cu 0. Și paranteză, minus paranteză B plus 1, dacă B plus 1 mai mare ca 0. Da? Asta e definiția modului. În cazul lui modul de B plus 1. Da? Ia să vedem ce înseamnă modul de B plus 2. Punem pe rând toate definițiile. Pentru fiecare modul în parte. B plus 2, așa. Dacă B plus 2 mai mare sau egal cu 0 și minus paranteză B plus 2, dacă B plus 2 mai mic decât 0. Așa, punem și pentru următoarea. Deci am 4 moduri, am 4 definiții. 3 minus 2B, 3 minus 2B dacă 3 minus 2B mai mare sau egal cu 0 și 3 minus paranteză 3 minus 2B așa. Dacă 3 minus 2B mai mic ca 0. Bun, punem și a patra definiție. 3 minus B minus 3 dacă B minus 3 mai mare sau egal cu 0 și minus paranteză B minus 3 dacă B minus 3 mai mic cu 0. Bun. Și acum să plecăm de la relația care ne se dă. Și anume, minus 2 mai mic sau egal cu B mai mic sau egal ca minus 1. Deci asta e relația care ne se dă. Și zicem, minus 2 mai mic sau egal cu B mai mic sau egal cu minus 1 mă face pe mine să mă gândesc. Cum va fi B plus 2? Pozitiv sau negativ? De rezultă aici. B plus 2 și te gândești, este pozitiv sau negativ? Deci pozitiv. Așa, mai mare sau egal cu 0. Ce mai trebuie? Mai trebuie tot din această relație să gândesc cum este B plus 1, unde e cealaltă? Aici, cum este B plus 1? B plus 1 este mai mare sau egal cu 0 sau mai mic sau egal cu 0? Nu, B plus 1. B-ul este mai mic sau egal ca minus 1, da? Da. Și atunci B plus 1 cum este? Negativ. Negativ. Mai departe, rezultă, tot din această relație, că B plus 1 este negativ. Bun, hai să ne uităm tot la definiția modulului, la definiția modulului lui 3 minus 2B, da? Ce înseamnă 3 minus 2B? Noi nu știm cum este pozitiv sau negativ. Hai să rezolvăm aici, pun aici un echivalent. Și hai să vedem noi ce înseamnă 3 minus 2B pozitiv. Înseamnă că minus 2b mai mare sau egal decât minus 3 și când împar și prin minus 2 se schimbă semnul inegalității și iese că b, rezolvăm așa, minta. Da. B este mai mare sau egal, mai mic sau egal decât 3 pe 2. Așa, b mai mic sau egal decât 3 pe 2. Bun, cealaltă relație înseamnă, dacă e să mă duc aici, zicem echivalent, când înseamnă b mai mare decât 3 pe 2, nu? Da. Bun. Dar ia să ne uităm. Cum este B-ul? El este cuprins între minus 2 și minus 1, nu? Și atunci, cum este B-ul dacă e cuprins între minus 2 și minus 1? Mai mare ca 3 pe 2 sau mai mic ca 3 pe 2? Mai mic ca 3 pe 2. Corect. Și dacă e mai mic ca 3 pe 2, înseamnă că tot de aici va rezulta că 3 minus 2B este mai mare sau egal ca 0. Da. Da? Și ultima relație. Am B minus 3 mai mare sau egal ca 0. Înseamnă ori B mai mare sau egal ca 3, iar dacă B minus 3 mai mare ca 0, înseamnă B mai mic ca 3. Dar noi știm că B este între minus 2 și minus 1. Și atunci, cum este B minus 3? E negativ sau... Deci punem aici, poftim, pune echivalent. B mai mare sau egal ca 3. Deci, în dreptul fiecărui modul, tu poți rezolvi pe loc acele inecuații, da? Uh-huh. Și B mai mic ca 3, aici jos, ador, echivalent, B mai mic ca 3. Deci, asta este echivalent, nu? Conform definiției. Și atunci, ia să ne uităm noi. Noi știm că B este între minus 2 și minus 1. E mai mare ca 3 sau mai mic ca 3? Mai mic ca 3. Bun, și atunci, dacă e mai mic ca 3, înseamnă că B minus 3 e mai mic ca 0. Al patrulea rezultă, jos. Rezultă B minus 3 e mai mic ca 0.
Hei, și acum eu știind cum este fiecare această relație, eu pot să zic în dreptul fiecărui modul cât face. Cam de ales între cele două expresii cea care e corectă, nu? Și începem să punem. Deci am zis, modul de B plus 1 vine... Minus B minus 1. Așa, pune într-o paranteză fiecare rezultat de la modul. Da? Minus, altă paranteză. B plus 2. Așa. Plus, altă paranteză. 3 minus 2B. Așa, egal cu? Egal cu 3 minus B. Bun, desfacem parantezele, separăm necunoscutele de termeni liberi și rezolvăm. Minus B minus 1. Da. Minus B minus 2 plus 3 minus 2B egal cu 3 minus B. Așa. Un B dintr-o parte cu B din cealaltă parte. Da. Rămâne minus 3B este egal cu minus 1 se și cu minus 2 se reduc cu 3. Egal cu 3. Așa. Echivalent cu B este egal cu minus 1. Așa. Și verifici să fie în condiția care ți-o dă? Da. Aparține? Aparține intervalului de la minus 2 la minus 1. Închisă? Da. Deci, obligatoriu te întorci la fiecare răspuns, te uiți în corpul problemei și vezi dacă îndeplinește condiții din corpul problemei. Da? Da. Obligatoriu verificarea aceasta. Bun, exercițiu 3. Știm că x e mai mică 0, da? Da. Trebuie să rezolvăm ecuația. Modul de x pătrat plus 8 minus modul de 3x minus 2 minus radical din x minus 3 totul la 2 plus radical din 2 minus x totul la 2 minus radical din x la 4 minus radical din minus 2x pătrat. Opa. Dar un radical negativ? Da, că nu are voie. Minus radical din 2x pătrat. Deci, punct plus. Da, da. Egal cu 0. Echivalent cu... Păi? X la 2. Rămâne tot așa. Mă rog, da. De X la 2. De ce? Pentru că prima dată să scăpăm de radicale așa, nu? Da. Minus modul de 3X. Nu, scuză. Aici e A. Eu zic că e minus 2X. Totul la pătrat. Adică... Da. Nu prea era... Da, e, nu spus să e paranteză. Așa că mai bine. Așa. Minus 2 minus x minus 3 tot modul x minus 3 da, plus modul de 2 minus x așa. Minus modul de x la 2 da. Minus modul de minus 2x așa. Egal cu 0. Așa. Păi ăștia care poți să-i zici direct, îi zici direct. Da? X la 2 plus 8 așa. Minus 2 minus paranteză sau da. Așa. Minus paranteză 2 minus 3x. Da. Minus paranteză 3 minus x. Da. Plus paranteză x minus 2. Sau poate să fie 2. Pune definiția. Deci dacă nu-ți dai seama... Deci... Pune, nu, acolo e ceres. Modul de 2 minus x, nu? Este egal cu... Egal 2 cu minus x. Așa. Dacă 2 minus x mai mare sau egal cu 0 și minus paranteză 2 minus x... X minus 2, zi direct. X minus 2 dacă 2 minus x. X minus 2 dacă... 2 minus x mai mic ca 0. Așa. Ok.
echivalent aici, rapid, echivalent ce l-am dat? Echivalent cu x mai mic sau egal cu minus 2. 2. 2. Da. Da. Iar de fapt îl duci pe minus x din coloană. Da. Și vine 2 mai mare sau egal ca x. Și da. La quadrat. X mai mic sau egal ca 2. Da. Și aici echivalent cu x mai mare ca 2. Da. X mai mare ca 2. Știi de la quadrat, da? Vine 2 mai mic ca x, adică x mai mare ca 2. Păi și cum este? Dacă x e negativ? X e negativ, atunci este 2 minus x. Este 2 minus x, da. Minus x la a doua. Așa. Plus 2x. Așa. Până minus 2x. Iar vine minus, modul de minus 2x minus e minus 2x, da? Și vine plus 2x, da? Da. Echivalent x la a doua plus 8 minus 2 plus 3x minus 3 plus x plus 2 minus x minus x la a doua plus 2x egal cu 0, echivalent cu plus x la a doua cu minus x la a doua, plus x minus x plus 2 cu minus 2, echivalent cu 5x, este egal cu minus 3, 5, minus 5, echivalent cu x egal cu minus 1. Mai zice ceva. Virgulă, adică aparține. Aparține? Care condiția să fie mai mică 0, nu? Da. Adică aparține intervalul minus infinit, 0 deschide. Da. Bun. Mai departe. Se știe că x, y aparține lui R. Se știe că y minus 2x minus 7 în modul mai mic sau egal ca 3. Modul de 4 minus 3y mai mic sau egal ca 2. Ar trebui să arătăm că minus 4 mai mic sau egal decât x plus y mai mic sau egal ca 1. Da? Deci asta trebuie să arătăm. Bun. Ideea ar fi să aplicăm, de data asta nu definiția modului, ci o proprietate. Și zicem așa, proprietatea care o să o aplicăm. Modul de A. O să luau cu A, ca să numeam cu orice. Mai mic sau egal decât T. Echivalent cu cine? Echivalent cu minus t, mai mic sau egal decât a, mai mic sau egal decât t. Da? Iată o proprietate care ați făcut-o. Bine, mai sunt și alte proprietăți. Pentru sumă, pentru produs. Suma modul de x plus y mai mic sau egal decât modul de x plus modul de y. Pentru diferență, modul de modul de x minus modul de y mai mic sau egal decât modul de x minus y. Da? Pentru produs, modul de x ori y egal cu modul de x ori modul y, pentru raport, produsul, raportul înțeleg inversatul, da? Pentru sumă generalizată, modul de x1 plus x2 plus xn mai mic sau egal decât sumă de moduri. Deci atractivă proprietăți. Hai să scriem ce înseamnă aici. Y plus 2x minus 7, adică modul mai mic sau egal decât 3, echivalent cu minus 3 mai mic sau egal decât y minus 2x plus 7 mai mic sau egal decât 3. Minus 2x minus 7, nu cu... Cum? Ai zis plus 7, e minus 7. Minus 7. Așa. Atât deocamdată. Hai să scriem și cealaltă. Relație. 4 minus 3x minus mai mic sau egal decât 2. Y, da, m-a zis fix. Da, da. Fii atent că eu mai mult te aud decât te văd. Da. Minus 2 mai mic sau egal decât 4 minus 3y mai mic sau egal decât 2. Bun. Și uite ce vreau să fac. Hai să mai scăpăm puțin de termenii ăștia de aici. De exemplu, am pe minus 7, da? Dacă te uiți tu la răspuns, tu aici, la mijloc, termenul ăsta este x plus y. Nu are termeni liberi. Înțelegi?
Eu aici am obținut în relația asta minus 3 mai mic sau egal decât y minus 2x minus 7 mai mic sau egal ca 3. Hai să adunăm pe 7 peste tot ca să scade termenul liber din partea de mijloc. Da. Din coace o să am 4 minus 3y, hai să scad pe 4 tocmai ca să scade termenul din mijloc. Și zicem echivalent. Deci aici trage o linie la sfârșitul relației, nu, la sfârșitul întregii relații. Da. Și zicem că am adunat pe 7, da? Echivalent cu cine? Echivalent cu minus 4. 4. Mai mic sau egal decât y minus 2x. Așa. Mai mic sau egal decât 7. Nu. Nu. Păi 3 cu 7. Ai fi 30. 30 cu 7, 10. 10. Și din coace echivalent cu? Plus 4. Minus 4, îi scap 4 și echivalent cu minus 6 mai mic sau egal decât minus 3y mai mic sau egal decât minus 2. Minus 2, bun. Iar acum vreau să scot un fel de x plus y. Ia să ne gândim. Am y minus 2x. Am minus 3y. Cum aș adunăm pe ăsta aici? Cred că dacă adunăm, da. Ia să adunăm cele, ia trage linia. Și să adunăm. De fapt, mai mult, zicem, 4 adunat cu minus 6. Minus 2. Așa. Care x-a egal decât minus 2y. Minus 2x. Care x-a egal decât 8. Bun. Și împărțim totul prin minus 2. Și împărțim pentru un număr negativ și se schimbă totul. Echivalent cu... Da, pune între împărțit și minus, vreau să văd paranteze, da. Să nu văd două semne apropiate. Da. 1 mai mare sau egal așa, decât... 1 mai mare sau egal decât... Y plus X, da. Mai mare sau egal decât minus 4. Și adică de relația care aveai... Îl scrie în relația. Adică echivalent cu minus 4, mai mic sau egal decât x plus y, mai mic sau egal decât 1. Corect. Bun. Trecem la problema 5. X, y, numere reale. A, y aparține numerelor minus 1, 0, 1. Y fiind un număr de la 1 la 1. Da? Da. Se arată ce aflați. Modul de... A, y, la u... Da, ei nu zice, da? A1x1. Modul de A1x1 plus A2x2 plus ANxn mai mic sau egal decât modul de x1 plus modul de x2 plus puncte, puncte, plus modul de xn. Să arătăm această relație. Echivalent cu... Hai să vedem ce proprietate aplicăm, nu? Teoretic, ia scrie o proprietate care crezi tot cum s-o aplică. Modul de U plus V, nu? Modul de U plus V. Este mai X sau egal, adică modul de U plus modul de B. Așa. Și această proprietate o generalizăm. Pentru ei în termen. Și zicem, modul de U1 plus U2 plus, am zis V, nu B, U și V. Hai să facem niște perechi. A și B, U și V, da. X, Y, Z, T cu R, de exemplu, merge perechi, da? Da. Modul de V1 plus V2, deci fac o generalizare. V1 plus V2. Plus. Plus puncte, puncte. Da, indice vreau, nu V pătrat. Da. V indice 1, V indice 2, plus puncte, puncte, plus V, V indice N. Așa. Modul mai mic sau egal? X egal decât modul de V1 plus modul de V2 plus puncte puncte plus modul de Vn. Corect. Da? Pe această proprietate s-o aplică în aici, da? Da. Zicem, deci modul de A1x1 plus puncte puncte plus Anxn mai mic sau egal decât cine? A1x pe modul de A1 ori X1. Așa, mai mic sau egal decât modul de A1 X1 plus modul de modul de A
2x2 plus puncte plus, puncte, puncte plus modul de mxn. Bun. Altă proprietate care am să o aplic. Că modul de u ori v, modul de u ori v este egal cu modul de u ori modul de v. Așa. Hai să aplicăm și această proprietate. Și atunci relația mea devine chiar egală, mai departe, cu cine? Egal. Sau echivalent. Hai să zicem această toată expresie ca fiind e. Pune aici un e mare. Așa, nu, dar trage așa o acolo. Da. Ăsta fie, da? Da. Și atunci, echivalent cu e, e mai mic, mai mic sau egal decât a1 modul de a1 ori modul de x1 așa. Plus puncte plus modul de am ori modul de xn. Bun. Echivalent. Dar ce știm noi mai departe despre a1? Că este una din valorile, minus 1. 0 sau 1. Deci, hai să creăm echivalent și zicem așa, dar modul de a1, dacă a1 e una din, sau ai în general. Modul de a1 este egal cu 1 sau 0? Sau 0. Modul de a1 aparține mulțimii 0 și 1. Da. Da? Și atunci, mai departe, dacă este să merg cu raționamentul, ce pot să zic despre modul de a1 x1? Că este pozitiv, da. E clar că e pozitiv. Este ori 0, ori, ori x1. Ori x1. Rezultă mai departe că modul de a1 x1 mai mic sau egal decât modul de x1. Pozitiv. Da. Deci folosesc. Și atunci o să finalizăm exercițiul. Da. Rezultă. Dar eu am făcut raționamentul pentru a1. Ia pune în loc de 1i. Dar AI aparține mulțumim 0, nu rezultă AI ori XI mai mic sau egal decât modul de XI. Așa. Și atunci finalizăm proprietatea. Rezultă că e mai mic sau, e mai mic sau egal decât X1 modul de, modul de X1 plus modul de X2 plus puncte puncte plus modul de XN. Așa. Problema 6. Fie A și B, fie A, B și C, numele reale pozitive. Aparțin lui R plus. Așa. Să se arate relația AB plus BC plus AC plus C ori modul de 1 minus 1 supra ABC. Așa. Mai mic sau egal decât modul de AB minus 1 supra C. Așa. Plus AC minus 1 supra B. Așa. Plus BC ori 1 supra minus 1 pe A. Să arătăm această relație. Da. Păi amplificăm aici și o să dea AB minus AB supra C și o să dea exact BC minus 1 pe C. A. Cam așa, nu? Cam așa, da. Dar trebuie să mai fim atenți și proprietăți modul, nu? Da. Asta e tot. În primul rând, de ce pot să mulțesc paranteza cu interiorul modului? Pentru că paranteza e pozitivă și nu schimbă sensul. De aici plecăm. Da. Că, și atunci modul, pot să zic că paranteza e chiar un modul. Și atunci am o mulțire de moduri. Da. Bun, zicem. Până pauză. Și zicem, ABC aparține lui R plus. Așa, poți să-i pui și o steluță că l-avem pe la numitor. Steluță. Așa, rezultă de aici. Continuăm. Că AB plus AB plus BC plus CA mai mare sau mai mare este decât mai mare decât 0 0 și rezultă că modul de AB plus B A. Așa, AB plus BC C plus CA este egal cu AB plus BC plus A, da. Pentru ca să putem pune un modul acolo, da? Bun, și atunci zicem așa, modul de AB plus BC plus CA ori modul de 1 minus 1 supra BC este egal cu modul de modul mare, da? Pentru că avem proprietate, modul de X ori modul de Y egal cu modul de X ori Y, da? Hai, continuăm. Modul de AB plus BC plus CA plus BC plus CA pe lângă
1 minus 1 supra 10. Aduce. Aduce. Care e gama de parte cu modulul de... Egal cu modulul de... A, B minus A, B pe A, B, C. Așa. Plus... Plus... B, C minus B, C supra A, B, C. Plus... C, A minus C, A supra A, B, C. Închi modul egal cu... A, modul de A, B minus... A, B se simplifică cu A, B rămâne 1 supra C. Plus... Dar nu ai zis egal, nu vreau egal. A, da, egal, dar nu vreau mai mulți moduri, un singur modul, da? Da. BC cu BC se simplifică, rămâne A, BC minus 1 pe A, plus CA minus CA cu HC, 1 pe B. Așa. Egal cu... Mai mic sau egal? Mai mic sau egal. Asta ar veni U1, până la aici. Asta a venit U1, asta a venit U2 și la altul 3, da? Și avem proprietate, modul de 1, 1 plus 2 plus 3, nu mai, mai mic sau egal decât... Mic sau egal decât U1 modul plus U2 modul plus U3 modul. Așa, adică... E mai mic sau... Adică expresia toată. Da. Așa. E mai mic sau egal? E mai mic sau egal decât 1 plus 1, 2 plus 1, 3, adică modul de fiecare. Modul de vreau să văd. Da. Vreau să fim. Echivalent, e mai mic sau egal, deci vreau să văd această remeță. E modul mai mic sau egal decât modul din A, B minus 1 pe C, plus modul de pe C minus 1 pe A, plus modul de C A minus 1 pe B. Așa, bun. Problema 7. În problema 7 punctul A, să arătăm că modul de A plus modul de B plus modul de C pe lângă 1 supra modul de A A plus modul de A, modul de A plus 1 supra modul de B plus 1 supra modul de C mai mic sau egal cu 1. E echivalent cu... Nu. Hai să vedem un pic alte idei. Păi da, dacă te uiți aici, ce recunoști aici? Ar veni media aritmetică. Mică de... A trei numere. Dar numele X, Y, Z fiind modul de A, modul de B și modul de C. Și echivalent cu media aritmetică. Mai mic sau egal decât cine? Din coace ce recunoaște? Media armonică. Media armonică. Deci, iată, relația rapid, cum se poate demonstra. Bine, se poate demonstra și despre acei factori, dar e mai complicat. Da? Nu. Deci, media aritmetică, scrie, media aritmetică egal cu modul de A plus modul de B plus modul de C, totul supra 3. Iar media armonică e egal cu 3 supra 1 supra modul de A plus modul 1 supra modul de B plus supra modul de C. Așa, și proprietatea care se aplică, media armonică se aplică pe media armonică pentru orice 3 numere reale pozitive. E foarte important să zicem pentru că se aplică pentru media pozitive, pentru că eu aici trebuie să folosesc că modulul e pozitiv. Da. Altfel, media armonică să știe că nu mai se aplică media armonică. Da? Deci, negativ mediul are loc pentru numere reale pozitive. Bun. Să vedem punctul B acum. La punctul B trebuie să arăt că 1 supra modul de A plus 1 supra modul de B plus 1 supra modul de C
mai mic sau egal decât? A la 2 plus B la 2 plus și la 2 asupra modul de ABC. Așa. Să aducem la același numitor. Nu. Tot, știi, mă gândesc acum să nu fie ceva greșit. Nu, hai să scriem aceeași relație care am avut-o la punctul A. Însă, de data asta, făcând ce? Hai să ne amplificăm. Deci, pe prima amplificăm cu modul de BC. BC. Pe a doua cu modul de AC. Pe a treia cu modul de AP. Așa. Echivalent cu? Echivalent cu... Nu mai scriu numitorul. Ba, nu se scrie. Modul de BC supra modul... Nu, modul de BC plus modul de AC plus modul de AB. Totul supra modul de ABC. Așa. Mai mic sau egal decât A la 2 plus B la 2 plus C la 2 supra ABC modul. Așa, și acum pentru că numitorul e pozitiv, eu nu schimb semnul inegalității, pot să renunț la el. Eu de asta te-am pus ca să scrie că, atenție, când renunț la numitor, dacă numitorul este pozitiv, rămâne semnul la fel, dacă numitorul e negativ, semnul se schimbă. Da? Și zicem echivalent mai departe cu modul de BC. Hai să scriem așa, modul de BC, zicem modul de B ori modul de C. Modul de B ori modul de C. Plus. Plus modul de A ori modul de C. Așa, plus. Modul de A ori modul de B. Așa, mai mic sau egal. Și acum, în loc de A pătrat, pot să zic modul de A totul pătrat. Modul de A totul pătrat. Plus. Plus modul de B totul pătrat. Plus modul de C totul pătrat. Așa. Dacă mă gândesc că modul de A este un X. Deci modul de A ar veni X, da? Modul de B ar veni Y. Și modul de C ar veni Z. Atunci ce ar deveni relația mea? X, Y plus X, Z plus Y, Z mai mic sau egal decât X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat. Asta să o reținem, că e inegalitate remarcabilă și să vedem și cum se demonstrează. Se înmulțește totul cu 2. Se înmulțește totul cu 2, să trecem cu un singur punct. 0 mai mic sau egal decât 2X la 2 plus, plus 2Y la 2 plus 2Z la 2 așa. Minus 2XY minus 2XZ minus 2YZ. Așa, echivalent cu 0 mai mic sau egal decât X. El de fapt se desface. X la 2 plus Y la 2. Hai să așa. X la 2 plus Y la 2. Minus 2XY. Așa, într-o paranteză. Plus X la 2 plus Z la 2. Minus 2XY. Plus. Plus. Y la 2 plus Z la 2 minus 2YZ așa, echivalent cu 0 mai mic sau egal decât X minus Y totul la 2 plus X minus Z totul la 2 plus Y minus Z totul la 2. Bun. Și acum o ultimă problemă. Se știe că ai număr pozitiv. Se știe că X, Y, Z sunt numerele mele. Deci, trebuie să arătăm că modul de X plus Y supra 1 plus A pătrat X, Y tot pentru un singur modul, un modul mare, înalt. Mai mic decât 1 pe A. Echivalent cu ce? Echivalent cu minus 1 pe A mai mic decât X plus Y supra 1 plus A la 2 XY mai mic decât 1 pe A
Da. Echivalent cu... A, fiind un număr pozitiv, putem înmulți totul cu A. Da. Echivalent cu... 1. Minus A. Minus 1, ca îl mulțim cu A, nu? Minus 1 pe A ori A. Da, minus 1. Minus 1, mai mic decât. Exact, mai mic atât decât A pe lângă X plus Y. Mai mic decât 1. Așa. Equivalent cu... Nu, A pe lângă X plus Y supra 1 plus A pătrat. XY. Da. Așa. Și acum avem două inegalități, da? Hai să arătăm. Această inegalitate da. Prima dată și pe urmă această inegalitate să o arătăm, da? Deci, ta echivalent. Zicem, inegalitatea 1 și inegalitatea 2, da? Deci arătăm 1. Deci arătăm prima inegalitate, arătăm inegalitatea 1. Nu sunt mai mic decât A pe lângă X plus Y supra 1 plus A pătrat XY. Echivalent cu. Aducem pe minus 1 în partea cealaltă. 0 mai mic decât. 0 mai mic decât A pe lângă X plus Y supra 1 plus A pătrat XY plus 1 plus A pătrat XY supra 1 plus A pătrat XY, da. Echivalent cu 0 mai mic sau egal decât A pe lângă X plus Y plus 1 plus A pătrat XY, echivalent cu... Nu, supra numitor. Da. Nu știi cum e numitor, totul supra. Nu știi cum e numitor, pozitiv sau negativ, înțelegi? Da. Nu poți să nu știi. Da. Regrupăm acolo, desfacem a x plus a y. Zero mai mic sau egal decât a x plus a y plus 1 plus a pătrat x y supra 1 plus a pătrat x y. Așa. Echivalent cu... Și aici vine a x plus 1 în termen, iar din al doilea cu al patrulea scoatem pe a y. Și zicem, a x plus 1, într-o paranteză, plus a y plus a y pe lângă pe lângă 1 plus a x. Așa. Totul supra? Supra 1 plus a pătrat x y. Așa. Este echivalent cu 0 mai mic sau egal decât a x plus 1 pe lângă a y plus 1. Așa, supra? Supra 1 plus a la 2 x y. Așa. Echivalent. Tot. Ok. Pentru că noi avem o relație care nu are probleme. Și anume care? Că modul de x mai mic ca 1 pe a. Da? Eu zice modul de x mai mic ca 1 pe modul de a, dar modul de a este a, care e pozitiv. Modul de x mai mic ca 1 pe a, echivalent cu cine? Valent cu... Adică în proprietate, deci vine minus 1 pe a. Minus 1 pe a mai mic decât x mai mic decât 1 pe a. Așa, ducem la același numitor. Echivalent cu minus 1 mai mic decât a x mai mic decât 1. Așa. Și de aici obțin că 1 plus a x. Rezult că 1 plus a x. E pozitiv, nu? Da, mai mare ca 0. Mai mare ca 0, bun. La fel, modul de y mai mic ca 1 pe a, da. Echivalent cu direct 1 plus a y. 1 plus a y mai mare ca 0. Asta ce înseamnă? Că prima paranteză e pozitivă, a doua paranteză e pozitivă, da? Da. Mai rămâne să vedem dacă numitorul e pozitiv. Și dacă arătăm și că numitorul e pozitiv, atunci... deci ar fi 1 plus a pătrat xy, ar fi pozitiv. Păi 1 este pozitiv... Hai să vedem. A pătrat... Nu știm așa. Hai să vedem. Să luăm relația. 1 plus a pătrat xy.
fapt, nu se pleacă cu relația asta. Se plec, uite, acum, să ne gândim așa. XY, care vine un fel de produs. Seamănă produsul ăsta A pătrat XY cu 1 plus AX. 1 plus AX sau 1 plus A pătrat XY. Mi-ar trebui să gândesc la fel dacă aș avea modul de XY mai mic ca 1 pe A pătrat. Ori modul de XY mai mic ca 1 pe A pătrat din cele două relații dacă le înmulțesc. Modul de XY mai mic decât 1 pe A pătrat. Da, pentru că cele două relații înmulțesc. Și zicem așa. Dar modul de X mai mic ca 1 pe A, modul de Y mai mic ca 1 pe A, rezultă modul de XY mai mic decât 1 pe A pătrat, rezultă de aici, continuăm, minus 1 pe A mai mic pătrat decât mai mic decât XY mai mic decât 1 pe A pătrat. A, așa, minus 1 pe A pătrat. Echivalent cu... Aducem același mutor, adică nu ținem cu A pătrat. Echivalent cu... cu minus 1 mai mic decât A pătrat XY mai mic decât 1 echivalent cu A pătrat XY mai mare ca 0. 1 plus A pătrat XY plus. Mai mare ca 0. Da. Și deci am și relația de la numitor, da? Da. Deci zicem așa, din 1, 2 și 3 pune aici relația, sau pune relația 3, 4, 5, că mai avem relația 3, 4, 5. Și zicem, din 3, 4, 5 rezultă expresia de aici, interesant, AX plus 1 pe lângă AY plus 1 supra 1 plus A la a doua XY. Așa. Mai mare ca 0. Mai mare decât 0. La fel se demonstrează și în egalitatea 2. Da? Da. Că o să se folosească când aducem pe A pe lângă X plus Y mai mic ca 1, vine A pe lângă X plus Y minus 1 mai mic ca 0, supra 1 așa, și o să iasă pentru cealaltă parte, o să iasă XY minus 1. Și folosim, ce ziceam, A se arată. X plus Y supra 1 plus A pătrat XY mai mic ca 1. Și acum la punctul B. La punctul B trebuie să folosim punctul A și să demonstrăm că modul de X plus Y plus Z plus A pătrat XYZ supra 1 plus A pătrat pe lângă XY plus YZ plus XZ la fel, mai mic ca 1. Din proprietate rezultă că minus 1 pe A mai mic nu, decât... Nu, hai să ne gândim, e puțin mai acolo. Hai să luăm numărul X. 1, ce zice punctul A? Că dacă X este un număr care are modul decât mai mic ca 1 pe A, da? Fie X astfel încât... astfel încât... astfel încât modul de X mai mic ca 1 pe A. Și Y astfel încât modul de Y să fie mai mic. Așa. Așa. Pe conform punctului A ce rezultă? Rezultă de aici. Că XY, adică modul de XY este mai mic decât 1 pe A pătrat. Așa. Rezultă că modul de X plus Y, toată relația se rezultă. A. Modul de X plus Y supra 1 plus A pătrat XY în modul este mai mic ca 1 pe A, nu? Da. Bun. E un modul mare, vreau acolo, nu vreau 2 moduri. Da. Și rezultă că dacă aș nota asta cu un T, deci toată expresia din modul, dacă ar fi un T, rezultă modul de T mai mic ca 1 pe A. Nu? Da. Bun. Acum, mie mai dă și un Z. Care modul? Modul de Z este și asta mai mic ca 1 pe A, nu? Și atunci, conform punctului A, rezultă din cele două relații. Și aici, zicem, conform A.
Și scriu, rescriu punctul A, cum? Folosindu-mă de cele două variabile, Z și T, nu? Rezultă modul de Z plus T, modul înalt, supra 1 plus A pătrat ZT, în modul, mai mic ca 1 pe A, nu? Păi ce înseamnă modul de Z plus T? Z-ul e Z, ăsta este, dar T-ul este această expresie, echivalent cu cine? Și vreau un modul și mai înalt. Să zicem Z plus. Plus. Și acum în loc de T zicem toată expresia asta. X plus Y. Y supra. Supra 1 plus A pătrat X, Y. Așa. Totul supra. Supra. 1 plus A pătrat. 1 plus A pătrat Z. Ori. Și în loc de T zicem iarăși X plus Y. X plus Y. Supra. 1 plus A pătrat X, Y. Așa, tot un modul, mai mic ca 1 pe A. Da? Echivalent cu 5. Și acum aducem la același numitor și vedem ce iese. Deci amplificăm cu 1 plus A pătrat X, Y. Așa. Și rezultă Z plus A pătrat X, Y, Z plus X plus Y. Așa, supra. Supra 1 plus A pătrat X, Y. Așa, totul supra. Iarăși și acolo duc la același numitor. Dacă aici vine A pătrat Z, se înmulțește cu numărătorul. Da? Și aici se amplifică cu 1 plus A pătrat X, Y. Da? Așa, echivalent cu cine? Echivalent cu 1 plus A pătrat X, Y. Așa, plus A pătrat. Plus A pătrat Z. X, Z. X, Z. Așa, plus A pătrat. Plus A pătrat X, Y. Nu, A pătrat. A, Z, Y. Z, Y. Totul supra. Supra 1 plus A pătrat X, Y. Așa, în modul. Modul, mai mic decât unul pe A. Așa. Să simplifică numiturile. Și echivalent cu. Regrupăm. X plus Y plus Z. X plus Y plus Z. Plus A pătrat X, Y, Z. Totul supra. Supra. 1 plus A pătrat X, Y. Faptul cu 1 pătrat. Da, pe Y plus X, Z plus Z, Y. Nu așa, tot în modul. Mai mic decât. Mai mic decât unul pe A. Și așa. Da. Nu am putut aici. Test, partea întreagă.